Primarul din comuna Garoafa, județul Vrancea, are foarte multe realizări, dar ca orice om și nemulțumiri. Colega mea, Patricia, a fost acolo, a stat de vorbă cu domnul primar și a aflat foarte multe lucruri. Și aș vrea să știu ce anume. Ne aflăm în comuna Garoafa, din județul Vrancea. Stăm de vorbă cu domnul Gheorghe Maghiaru, primarul acestei comune. Domnul primar, în primul rând, la al câtelea mandat sunteți? La al cincilea mandat. Oh, deci aveți ce povesti și, slavă Domnului, ați și făcut ceva în teritoriu. Care ar fi... ar trebui. Nu, ia, de ce vă plângeți? Fiindcă nu am reușit să fac ceea ce merită acești cetățeni din comuna Garoafa. Oameni deosebiți, oameni muncitori, dar... Să spunem ce ați făcut și la sfârșit spunem și ce ar mai fi de făcut. Una din preocupările mele principale, din momentul când am ajuns primar în 96, a fost dezvoltarea sistemului de învățământ la nivelul comunei. Am investit foarte mulți bani în unitățile de învățământ, considerând că cea mai bună investiție este în educație. Și la ora actuală vreau să vă zic că ne putem lăuda la nivelul comunei cu școli performante, laboratoare, dotate și cu cadre didactice bine pregătite. Chiar putem concura uneori cu orașe sau cu municipii. Aveți și copii silitori? Avem. Cu realizări? Copiii sunt întotdeauna buni. Să zicem că sunt întotdeauna buni și cu realizări, dar copiii sunt buni întotdeauna. Bun, deci partea de învățământ stă bine. Da. La partea de infrastructură, cum stați? La partea de infrastructură nu stăm prea bine. Vreau să vă zic că am încercat din 2010 implementarea unor proiecte pe fonduri europene, respectiv aducțiune, apă, canalizare, asfaltare. Ați încercat, n-ați reușit? Proiectele au fost implementate, da. Au trecut de Comisia Tehnico-Economică și acum nu aș vrea să fie luată ca și o idee politică, dar probabil nu le-a plăcut culoarea mapei respective, că am trecut de CTE, de Comisia Tehnico-Economică și de fiecare dată a rămas pe altă etapă de finanțare. Deci ați rămas la nivel de acte, la da? Nivel de deci localnicii nu se bucură de acest lucru. Și bani cheltuiți, iar localnicii nu se bucură de aceste beneficii care ar putut fi în urma implementării unui astfel de program. Nu același lucru pot să spun despre felul cum am lucrat cu galul și a sfătuit pe oricine să oricine din orice edil, dumneavoastră, orice ca și primar, edil, să implementeze cât mai multe proiecte prin gal. S-au derulat atât de bine și atât de repede încât chiar și noi am rămas uimiți. Avem două proiecte implementate pe prin gal, baze sportive, tot v-am zis, la nivelul școlilor, da. Baze sportive. E bine că investiți în tineri, da. Că ei reprezintă, da, viitorul. Două baze sportive finalizate și un utilaj de stins incendii. Vreau să vă zic că aproape nu mi-am dat seama când s-au derulat aceste proiecte și cât de bine au mers. V-au ajutat cei de la GAL, înțeleg. Bineînțeles, am spus și repet, sfătuiesc pe toți colegii mei să facă acest lucru, să implementeze aceste proiecte, ceea ce se poate, bineînțeles, prin GAL. Noi avem și altfel de proiecte, pe alte măsuri, deci acum pe măsura 7.2 am reluat acele vechi proiecte care în 2010 au rămas pe altă etapă de finanțare, le-am îmbunătățit, că alta este tehnologia, ne-am calculat punctajul, zicem că avem șanse, dar tot la fel de bine vreau să vă spun că tot prin GAL vrem să implementăm un proiect de asfaltare, am și demarat. Străzi principale sau și străzi secundare? Doar străzi secundare. Doar străzi secundare? Doar străzi secundare, că avem un alt proiect prin PNDL, care este în derulare, contract semnat, a început, s-a făcut o mică pauză, o să vedem de ce, și probabil o să continue anul viitor, deci acel proiect este în derulare deja. Ar mai fi ceva de făcut, ceva ce vă nemulțumește, nu a fost bifat pe lista dumneavoastră, pe agenda dumneavoastră? Dacă v-aș spune ce mă nemulțumesc pe mine, ar trebui să spun prea multe. Spune. Dar pentru cetățeni, da, ar mai fi multe de făcut. Ce multe anume? Care ar fi prioritățile următoare? Și pe zona socială. Noi avem, comuna este compusă din 8 sate și un cătun.
legătura între aceste sate se face pe drumuri județene, dar nu asta este partea socială la care vreau să mă refer. Avem două sate foarte îmbătrânite, cu oameni în vârstă. Consider că ar trebui umblat undeva la legislație ca să fie, să existe posibilitatea ca primăria să ajute direct acești oameni. Nu neapărat prin acele măsuri de ajutor social 416 sau alte măsuri de genul care sunt acum. Nu, ar trebui niște măsuri, că eu cred că noi primarii știm cel mai bine necazurile oamenilor. Văd că acum cu acele ajutoare europene, ajutoare de hrană care se dau, ne-au dat posibilitatea să creăm niște liste speciale pentru acești oameni care nu sunt prinși nici la șomaj, nici la ajutor social, nici la persoane cu handicap, acele persoane care nu aveau nici măcar acea mică pensie de CAP. Restul populației cu ce se ocupă? Aveți investitori? Există fabrici în zonă? Cu ce se ocupă acești oameni? Fiind aproape de Focșani, cei până în mai e o șansă. Hai să zic 50 de ani, lucrează în apropiere. Focșani, Mărășești, zonele din apropiere, orașele din apropiere. Ceilalți, marea majoritate, agricultura. Zona Garoafa este recunoscută ca și o zonă legumicolă foarte puternică. Numai că ceva se întâmplă în ultimii ani și nu am găsit explicații nici cu specialiștii de la direcția agricolă, culturile nu mai merg. Am dus clima. Sau ce se întâmplă? Clima, probabil, probabil. Deci dacă specialiștii nu au găsit explicație, să vă dau eu. Da. Eu revin la proiectele dumneavoastră și mai ales cele finanțate prin grupul de acțiune locală, pentru că de asta am și venit aici în curtea primăriei. Suntem alături de o bijuterie, zic eu, mai mult nu știu să spun, o să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți ce v-ați cumpărat cu banii pe proiectul despre care vorbeați. Este un UTV dotat cu utilaj de stingere a incendiilor. V-am spus, comuna este compusă din 8 sate. Distanța între sate este de 2-3... Poate înlocui vizita... O primă intervenție. Exact, a pompierilor. Pompierii. Da. Deci noi o să fim acolo și putem să facem o primă intervenție. În afară de acest lucru, comuna Garoafa are 870 de hectare de pășune. Și vi se mai întâmplă să... Împământenită. Să ia foc. Se zice, din bătrân se zice că cea mai bună igienizare este arderea ierbii uscate. Nu este așa, dar de multe ori... Cei care o fac nu mai primesc subvenții. Și asta este adevărat, dar trebuie să-i și prinzi. Și de multe ori ni se întâmplă acest lucru, iar acest utilaj, numai înainte trebuia să intervenim cu 20, 30, 40 de oameni care îi găseai pe moment foarte greu atunci. Bun, deci intervenție în caz de incendiu. Intervenție în caz de incendiu. Zona noastră iar este pe timp de iarnă predispusă la înzăpeziri și nu mai putem face legătura cu celelalte sate. Chiar am avut cazuri. Nu, este 4x4. Utilajul este 4x4, foarte greu să rămână blocat și putem interveni. Deci cu un astfel de utilaj, în 2012, din satul Ciușlea, dar atunci utilajul era a celor de la Inspectoratul Județean de Pompieri, au venit, au intervenit și am scos două persoane cu boli cardiace care trebuiau de urgență scoși din acea zonă, i-am adus la 85, de unde a preluat ambulanța. Da, da, da. Ce mai știe să facă? Pentru că văd că e dotată cu tot felul de alte echipamente. Lamă de dezăpezire, la el se pot atașa, dar probabil pe parcurs și în raport de buget, se poate monta o lamă, o cositoare în față, deci... Aplica... Să facă multe. Știe să facă multe. Problema am văzut aici că aveți și o pompă în caz de inundații, bănuiesc, nu? Se preia apa. Și trage și pompează, deci poate fi, are dublă folosință. Că noi ne-am... am avut în 2005 inundații destul de mari la nivelul comunei. Și de atunci ne-am și dotat. Avem și motopompe, motopompele clasice și acum cu asta putem interveni iarăși mult mai repede. Da, vă gândiți la următorul mandat? Da. Și cred că ultimul. Și ultimul. Bine, eu vă urez succes, felicitări pentru ce ați făcut până acum și sper din suflet să bifați până la finalul ultimului mandat tot ce v-ați propus.
Și eu mulțumesc și cu ajutorul lui Dumnezeu sper că o să realizăm acest lucru.